Salutare toată lumea, numele meu este Felix și bine v-am regăsit în sfârșit la un nou video de Minecraft. Mi s-a părut amuzant că înainte să urc în casă, că am vrut să fac intro din casă, am auzit găinile. Și, sincer să fiu, îmi amintea de locul unde am copilărit, pentru că acolo, efectiv, auzeam de fiecare dată animăluțe, în special găini sau rațe sau diferite păsări. Cred că am avut, cred că am avut și curci și am avut toate felurile, cred că am avut peste 100 la un moment dat. Și, indiferent că stăteam în casă, stăteam afară, le auzeam. Uneori le auzeam și cu geamul închis, dar majoritatea timpului când stăteam cu geamul deschis vara, le auzeam 100%, se auzeau bine. Și aveam un cocoș atât de enervant, care efectiv, odată la vreo 20 de minute, la 10-20 de minute, începea să cânte. Ce vrei să faci în episodul de astăzi? Păi nu știu exact ce vreau să fac exact în acest episod exact de astăzi. Uite un iepure. Auzi, dacă tot te-am găsit, ia vină-mi coace. Vină-mi coace, curașule. Vină-mi coace. Dacă tot... Vină-mi coace. Hai mai dacă îl prind pe ăsta. Vreau să-l prind deoarece n-am chef după să mai găsesc. Hai, așa. Ah. Așa, vină, te rog. Haide, și unde să leg cu ăsta? Vină-mi coace. Să legăm și pe ăsta de ceva, hai că te leg de un stâlp. Vină. Vino. Vreau să leg aici în caz de vreau vreodată să fac o ceva cu iepurii. Așa, tu stai aici, poate mai găsim unul. Am zis că dacă odată vrem să facem ceva cu iepurii, să-mi fie mai ușor, să am deja unul deja prins. Bun. Tu stai bine aici, nu-ți vezi de treaba ta. Ia uite ce se iubesc ăștia. Numai inii vedeam supra capului. De aici se iubesc sau se înțeleg că nu știu, o să iasă un copil? Mă rog, treaba lor. Mă gândeam în felul următor. Aici avem câțiva porcușori a villagerilor. Și sus aici am plimbat eu puțin și am observat că aici ar fi niște văcuțe pe undeva, dacă nu au fugit. Au fugit, dă-le încolo de văcuțe. Mă gândeam, uite acolo, oițe, dar erau și văcuțe, văcuțe s-au dus tocmai acolo. Avem văcuțe, avem oițe și avem porcușor. Mă gândeam pe platforma asta mare, care am încercat așa puțin să o distrug, să o fac mai dreaptă, dar după aceea am zis că durează prea mult. Și cred că ajunge. Mă gândeam să facem un gard așa foarte mare și să punem toate animalele, dar multe animale să fie, să facem o platformă foarte mare. Și pentru asta ne trebuie niște lemn, dar nu știu exact cu ce lemn să facem, că ne trebuie mult. Trebuie să găsim un copac. Găsim un copac care este foarte, foarte abundent. Oricum, nu știu să apăsați butonul de cucolai dacă mai doriți episoade cu Minecraft și vă plac acest gen de serii de Survivor. Eu am să le fac în continuare. Poate și noi de 2000 de like-uri la acest video. Și haide să facem gardul cu alb, deoarece mi se pare mai fain. Folosim acest topor enchantat, care efectiv rupe tot. Să vedeți ce rupe tot? Ia uitați-vă. Pur și simplu, din două închizituri, a rupt tot. Acum nu știu cât lemne trebuie, dar e bine să luăm cât mai mult. Sapling-uri ar trebui să și plantez, deci probabil după ce am să iau toate astea, am să le și plantez, deoarece vom avea nevoie. Oricum, o fermă de copaci sună foarte bine, cu toate felurile, deoarece sunt cam răsfirate așa și nu prea știu exact ce copaci am. Cred că am găsit toate soiurile de copaci, sau pe la gras nu l-am găsit, ăla care e făcut din 4, dar, de exemplu, dacă vreau să fac o culoare asemănătoare, nu am copaci deja făcuți, așa că ne vom întoarce imediat ce se vor distruge, să vedem dacă găsim niște sapling-uri. Cred că o să facem undeva peste 64 de lemn sau aproape de 64, un stack și cred că ne va ajunge. Oricum vreau să fac foarte, foarte, foarte mare chestia asta și mă gândeam să pun cât mai multe animale. Știți cum sunt la ferme? Nu știu dacă vreau să fac și o clădire, dar în principal ar fi bine să le adunăm pe toate la un loc. Cel puțin 2-3 după aceea le mulțim, că na, câte putem să prindem cu lasoul. Mie cel mai mult îmi place, sincer să fiu, îmi place foarte mult jungle-ul. Și copacul acesta alb, mi se pare că dă foarte bine textura pe el. Cel puțin când faci garduri. Avem 60, avem peste 64, avem mulți. Haide să totuși să vedem, să ne întoarcem puțin. Uite că avem câțiva copaci, să-i luăm, să-i plantăm. Până nu ni fură văcuța. Destul de mulți, cât avem până acum? Avem deja 4. Ne trebuie undeva la vreo, habar n-am, 10 să zicem, să plantăm deja pe aici. Plantăm unul aici. Plantăm unul aici, să plantăm, deoarece dacă nu plantăm, nu o să mai avem. Ia uite, știu, avem 6. Sincer să fiu, fata asta cu distrusul și plantatul e foarte bună, deoarece la un moment dat ai mai mult. Un singur copac îți poate da mai mult sapling decât unul. Cel puțin unul mi-a dat 4. Un singur copac. Aici niciunul nu văd. Deci efectiv niciunul mi-a dat aici. Bun, i-am terminat pe toți. Cred că asta e tot. Mai facem o tură până în partea asta dacă mai căzut ceva. Iar după ne vom duce să facem nani, deoarece este ora de nani și nu vrem să ne prindă un zombilică. Iar după vom merge să facem ferma sau adunătura de animale. Cred că ajung copacii. Da, cred că ajung. Cred că este destul de bine. Hai să mergem să facem nani. Mai prind și pe ăștia dacă tot mai avem. 1, 2, 3 și
și punem unul aici, 4, perfect. Deși avem o fermă de văcuțe, ceea ce îmi place foarte mult cum arată, este cute. Aș vrea cumva să pun toate animalele la un loc sau să facem o fermă super mare de oițe. Cred că ar merge mai bine o fermă mare de oițe, deoarece oițele le putem colora și ar arăta super. Să fac așa vreo 5 galbene, 10 roșii, arăta mai bine și avem și oricum nevoie de foarte multă lână. Cred că ar trebui să, la un episod, să ne facem puțin mai mare și casa. Trebuie să mâncăm puțin. Nu știu din ce cauza, dar mie îmi place tot timpul să sar pe aici. Chiar dacă mă lovesc la picioare. Unde este purașul? Perfect. Perfect. El este legat. Chiar dacă nu se vede asta, el este legat și nu poate să fugă de aici. Perfect. Acum vom merge acolo sus. Am cu mine un crafting table. Nu am un crafting table cu mine. O să facem unul. Și vom încerca. Uite aici avem dacă avem nevoie de văcuță, de porcușor, dar cred că o să facem până la urmă doar cu oițe. Chiar vreau să văd ce se întâmplă dacă adunăm multe, multe oițe colorate. Bun. E posibil să mai mărim platforma la un moment dat, dar pentru început, haide să o facem exact cât este de mare. Trebuie o grămadă de gard. Totuși, puteam bețele să le fac din altceva. Știți, ca să nu consum, ia să vedem. Parcă așa se face gardul, dacă mai țin în minte. Da, și avem 64... Ok, hai să vedem dacă ajunge. Deci, stai să vedem cum putem să-l facem. Păi, începem de aici. Că îmi place foarte mult culoarea asta albă, mi se pare super cool. Așa. Și începem să-l facem după forma care este. S-ar putea să nu ne ajungă gardul sau s-ar putea... sau s-ar putea să ne ajungă la fix. Deja îmi place cum arată. Îmi place faptul că nici nu este drept. Probabil va trebui să ne facem o portiță undeva. Desigur, fiind oițe, vor avea nevoie și de mâncare, adică de iarbă. Așa că mergem și pe aici, așa. Super. Deja arată... Oh my god, ce mare este. Hai să te miști. Sincer să fiu, asta cu nisipul nu mă ajută absolut deloc. Doar prin faptul că arată mai interesant sau o să arate oițele colorate, mai interesant pe locul cu nisip. Dar în rest, ele trebuie să mănânce în momentul când eu am să le chelesc. Deci știu cum o să fie. Ok, deci deja avem suprafața foarte mare. Deci un porcușor care nu are ce cuta aici. Hai să facem așa. Așa. Ceva de genul. Și după aceea va trebui să aducem câteva văcuțe, nu oițe. Aș mai face puțin. Mai face puțin gard și o poartă. Hai să facem o portiță prima dată. Dar de fapt portița aia nu știu dacă e bună. Dar totuși, hai să facem o portiță. Poate o putem folosi. De ce nu merge? Așa, super. Iar acum să facem niște gărduleți. Sincer să fiu, cred că am să consum toate lucrurile, 45 de gard, deoarece nu am nevoie la altceva. Aș mai putea cumva să măresc platforma asta, dar nu știu dacă mă ajunge gardul. Așa că haide să venim așa. Iar din partea asta și vedem dacă nu mai vine. Porcușorilor, vă rog frumos, voi nu sunteți bineveniți. Plecați de aici, vă rog. Haide, plecați toți. Hei, tu n-ai voie aici. Căutăm oițe. Căutăm oițe, să știți. Iar aici se pare că mai pot mări spațiul și este bine deoarece aceste oițe vor vrea să pată. Bun. Sper că fac treabă bună. Acum am două modalități să le aduc. Să le aduc cu lasou sau să le aduc cu fân. Nu am fân la mine, dar cred că pot să iau de pe aici, de pe aproape. Să vedem, ceva de genul. Și trebuie să le aduc aici. Bun. Îmi iau și chestia asta. Super, iar acum să mergem să... Bă, pleacă de aici. Pleacă de aici, că vreau să fac de oițe, vreau să le colorez. Du-te, du-te. Du-te că nu te lovesc. Du-te, perfect. Așa, stai acolo. Bun. Acum să vedem, să găsim niște fân. Am impresia că numai oițele papă fân, așa că... Și văcuțele. Oițele și văcuțele. Asta e că-i fân mult. Ia uite aici. Uite ce bucată faină de fân pot să iau eu. Stai puțin, să nu vreau să scape ăștia, porcușorii. Deci ei trebuie să stea aici. Și să schimb cu bucata pe care am luat-o. Perfect. Oh, am pus asta. Plică. Așa. Bun, oh, la limită. Bun, acum avem o grămadă de fân, putem să chemăm și chiar putem să le mulțim, chiar ne trebuie fân și pentru mulțire. Cred că avem o grămadă de fân pe la noi prin casă. Dar nu avem cu noi, nu m-am gândit la asta. Ok, sunt și iepuri acolo jos, am văzut unul sau doi. Super, ia să luăm fânul. Așa, să-l facem hay. Și ia veniți încoace. Aș vrea să prind cât mai multe oițe și să le mulțesc. Oricum, așa, perfect, 2, 3 de început. E bine, haideți vă rog, oițelor, haideți în noua voastră casă.
Haideți, uite, vine așa, ai în spate, vine. Tu de ce nu vii? Uite ce bun e fânul ăsta. Hai și tu, așa. Super, super. Asta porcoșorul ăsta, uite, porcoșorul ăsta vine singur. Haideți, uite, știu, mă duc ca să iau oiță și o pierd două după. Cam greu de adus oițele, de aceea cel mai ușor lucru este ca să le înmulțim. Haideți, să duc pe aia mai încolo. Haideți, oițelor. Încerc să le duc cât mai în spate, să le duc cât mai în spate ca să nu își găsească locul. Și o să încerc să le și mulțesc. Așa. Cred că aici e bine. Da, așa, perfect. Și acum eu am să plec să mai aduc oițe. Perfect, și-a făcut și un puiuț. Tu ce faci aici? Mai mâncăm puțină mâncare. Cred că o să ne rezumăm la început doar cu 4 biete mici oițe. Deoarece îs cam greu de adunat. Porcușorul ăsta de ce vine? Deci. Pleacă tu. Haide, haide. Așa, punem aici o portiță. Și punem o... Auzi, știi ceva? Ia vine un coace. A venit Crăciunul mai devreme. Vine un coace. Vezi ce se întâmplă? Și tu ai fost martor. Uite, s-a plecat când a văzut. Ok, asta așa. Și la asta se dă așa. Perfect. Voi două, veniți un coace. Voi nu trebuie să faceți pui. Așa. Perfect. Ele papă în continuu. Nu mai am pământ, am 26, perfect. Aș putea să le mai pun pe aici undeva. Trebuie să le pun mai multă verdeață. Părerea mea este că în momentul când o să avem o grămadă de oițe, efectiv o să fie nebunie. Cred că o să mânce tot gazonul. Eu am crezut că ele nu mănâncă iarbă decât în momentul când le pun. Eu n-am crezut că o să mănânce și în momentul în care pur și simplu stau. Că mănâncă numai copii când sunt mici, că la mic văd că mâncă în continuu. La mic mâncă în continuu. Bun, haideți să mai facem aici puțin loc. Cred că ajunge. Mai, parcă e puțin cam prea drept. Parcă e puțin cam prea drept locul. Să-l duc puțin. Așa. Nu și asta pe aici. Ceva de genul. Să nu fie chiar totul prea drept. Bun, ok. Super. Cred că era destul de ok. Este un spațiu cam mare, ceea ce este puțin cam ciudat, dar... Nu prea mă interesează, deoarece chiar așa mi-am dorit. Acum nu știu cum se vede, trebuie să ne cățărăm pe ceva. Haideți să mergem pe biserică, să vedem ce putem să facem acolo, să vedem. Ia uite și pe golemul ăsta cum se scaldă, cât de bine se simte. Oare dacă îl bat, mă bate? Ia să încercăm. Îmi bate. Stai că îl bat. Am impresia că tu îmi dai fier dacă te bat. Te-ai blocat acolo, nu te bat. Nu, mă da fier. Ce fier mă da? Trei bucăți de fier. Nu-i rău. Asta n-ai văzut nimic ce sunt plan, n-ai văzut. Ok, mă duc puțin în biserică sau ce asta. Turn de alchemist. Și vedem exact cum se vede. Ok. Pur și simplu avem un spațiu mare unde avem șase oițe. Aș vrea să le colorez puțin. Și după să le mai mulțim. Dacă să le mulțesc, cred că am nevoie de două lucruri. Am nevoie de o grămadă de fân și de o grămadă de timp. Deoarece am impresia că ele se mulțesc odată la un interval de timp, poate 10 minute sau mai puțin. Sau... Uite și pășadui ce să iubesc. Uite câte iubire. Ce flori avem pe aici pe aproape? Stai că parcă aici, uite ce se vorbesc ăștia doi. Parcă aici avem flori. Aici avem galbene. Perfect. Aici avem roșii. Galbene, roșii, albastre și albe? Nu știu, numai flori avem deocamdată, cel puțin aici. Și roz. Bine, hai să vedem ce putem să facem. Mergem la oițe și vedem cum putem să le colorăm. Ăla-i pui de villager, l-am văzut, unde ești? Măi, de ce nu mergi la școală? Pe tine când te-or făcut? Să-ți găsești o carieră. Aici se mulțește în satul nostru. Multe floricele albastre. Chiar trebuie să ne facem și noi un loc numai pentru floricele, dar chiar am vrut să facem un loc numai pentru oițe și vreau cumva să, în jurul lor, să pun și o fermă mare de fân. Stai, pe unde intru? Trebuie să-mi pun niște floricele, că dacă nu văd absolut nimic. Bun, stați puțin aici. Uite aici o bucată de... Așa. Uite, asta mâncă în continuu. Nea, că-ți dai o să mănânci dacă vreau să mare. Vine un coace. Așa, nu mai pot să le mulțesc, nu. Așa, îi folosesc toată asta, poate o să crească mai repede. Am impresia că nu pot să-i coloresc când sunt mici. Deci, avem un albastru, avem un roz, da, avem un roșu, da,
Și avem un galben. Cred că ajunge. Așa. Pe tine te fac galbenă, pe tine te fac roșie, pe tine te fac albastră, pe tine te fac roz. Și se pare că au crescut și alea mici. Trebuie să mai fac o culoare. Mai am culori. Roșu, albastru, galben, roz. Sincer să fiu, pe alea le las albe. Ok, cam asta este ideea. Ceea ce vreau să fac. Stai să văd cum se vede. Am nevoie și de niște torțe. Dar nu știu pe unde am cărbune. Văd că la mine am numai două torțe. Sunt utile dacă vreau să le folosesc așa, să le pun. Păi ce vrei? Yeah. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu-mi Bun. Vine noaptea și vreau cumva, nu știu, ori mă duc să iau niște glowstone din Nether, ori efectiv punem o grămadă de torțe sau de lanterne din alea, sau aș putea să pun foc din acela, știți de care, foculez din acela de tabără. Pentru că vreau cumva să se vadă oițele. Cred că o să fie foarte fain. Mă gândesc cumva să mai mărim spațiul sau nu. Cred că este bine și așa, să punem într-o parte puțină apă și niște fân. Dar aș vrea foarte mult să le colorez. Îmi puteți de aici, să vedem. Poate găsesc și eu să dorm la ăștia în casă. Ia să vedem. Poți să dorm aici la tine? A, uite și tu. Ce treabă. Cred că am să-mi închei video aici. Este un video mai scurticel, dar de-abia m-a intrat în formă cu Minecraft-ul. Vreau cumva să fac villagerul ăsta, adică satul acesta, să-l fac ca să fie safe noaptea, adică să fie mai multă lumină, deoarece vor apărea monstrulesc cât de curând. Tu ce ești? Uite-o pe săcă. Ia să pot să prind cu lasou. Vino cu ace. Uite, fuge. Ai de mine. Vino. Asta nu pot să prind. Uite și tu. Ești sălbatică sau ce ai? Mai zici că o jefui din bancă. Gata, te-am prins. Gata. Ce faci? Aici stai. Până când îți văd eu cum se... Super. Bun. Eu mă duc la mine în casă să fac nani, deoarece, efectiv, o să mă mănânce scheleții și zombii dacă nu fac nimic. Perfect. Îmi urmă să fac nani. Vă mulțumesc pentru vizionare. Apăsați butonul de cocolai dacă mai doriți episodul de Minecraft. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!